Salutare tuturor! Bine ați revenit acasă la Striblinio, la campionatul de fotbal vorbit. Să începem de la noi din țară, de la gestul lui Dorinel Munteanu, care i-a numit pe unii dintre suporterii Rapidului drept cetățeni bronzați. Remarca rasistă este foarte clară, oricât ar încerca să o ascundă antrenorul Galațiului chiar că s-au chit că el a dat-o la întors după asta a spus că e glumă niște scuze și mai mult de atât ar fi binevenite trebuie să ne uităm la un lucru Dorinel Munteanu știe foarte clar ce a spus și ce a vrut să zică și mascarea acestui gest înseamnă că știe foarte clar și consecințele sale și că încalcă niște reguli și antrenorul Galațiului în mod voit a încălcat această regulă, adică nu s-a mai controlat în mod voit, încercând să îi jignească pe unii sau pe alții. De ce a făcut el asta? Probabil gândul meu este legat de faptul că în mod obișnuit mediile în care lucrează, se află pe astfel de tematică sau o astfel de atitudine sau un astfel de sau un astfel de mod de adresare. Și cred că fotbalul românesc este plin de lucruri de genul acesta. Nu uitați ce se strigă pe stadioanele noastre, care sunt cântecele cunoscute ale stadioanelor noastre și care este atitudinea față de romi. Nu uitați că pe stadioanele din România au fost afișe care îndemnau la lichidarea acestora sau făceau, la, făceau apel la mareșalul Antonescu când venea vorba despre... sau cu, ne trimiteau cu gândul la uh, pogromul din 1940-1941. Deci nu e de mirare că un antrenor al unei echipe de primă ligă a avut o astfel de uh, scăpare. Cred că ăsta este mediul în care trăiește. Demirare este că nu s-a corectat imediat după aceea. Într-o țară civilizată ăsta ar fi fost un motiv de demitere și uh, ar fi fost măcar un motiv de amenzi, știu eu, de sancțiuni pentru clubul respectiv. Dar în primul rând ar fi fost un moment de scuze din partea celui care a comis chestiunea asta și delimitări foarte clare ale corpului jucătorilor, ale clubului, ale primăriei sau cine știe ce altă structură din galați care finanțează pe bani publici o astfel de atitudine. Uh, și, uh, da, în unele cazuri îi trimit și la educație, cum să spate. Uite de ce, uh, uite de ce este rău să spui uh, chestiunea asta. Și bă, pe mine mă miră foarte tare uh, lucrul acesta de vreme ce fotbalul românesc a fost deschis către comunitatea Romă, adică foarte mulți membrii de acolo și-au făcut uh, loc și unii dintre ei au fost glorioși pentru fotbalul uh, nostru. Stați mă întreb dacă nu cumva relațiile în interior atunci când vine vorba despre uh, chestiunea asta, în interiorul unui club sau structuri de copii, dacă nu se întâmplă lucruri mai grave decât acest tip de adresare. Asta e important de văzut și de făcut pe viitor, dar oricum e un gest de care trebuie să ne dezbărăm. Doi la mână. Federația spune că încearcă să introducă de anul viitor o regulă 5 plus 6, astfel încât într-o echipă care concurează în primele 20 de echipe ale României și care vor avea diversi coeficienți, să joace jucători pregătiți de către sau formați la nivel național. Adică e vorba despre jucători care între vârsta de 15 și 21 de ani s-au pregătit în România și uh, care au fost crescuți la cluburi românești și care pot fi aleși la națională. Practic este o discriminare pozitivă, dacă vreți, în sensul în care se renunță tehnic la norme europene sau sunt, cum să le spunem, ocolite cu eleganța asta care dădeau libertate asupra pieții muncii, pentru că România are interesul său de a promova copiii care, uh, uh, care sunt jucători în această țară și care pot juca pentru Națională. Ca regula să funcționeze mai bine, Federația spune așa, puteți să vă folosiți în cadrul acestei reguli și de copiii români repatriați adică aduși din Spania și Italia acolo unde în general se pregătesc români întrebarea care se pune este dacă România într-adevăr are sau trebuie, are nevoie sau trebuie să, cum să zic să meargă pe marginea unor norme europene ca să-și protejeze fotbalul dacă avem nevoie de protecționism răspunsul meu este uh, da uh, pentru că dacă nu îi protejăm și nu îi creștem pe ai noștri, vom rămâne la nivel de reprezentare națională ca o, echipă slabă sau destul de slabă. Noi trebuie să, cum să zic, chiar și în absența unor reguli, să creștem aici generații de fotbaliști noi care să aibă un cuvânt de spus. Și de ce e foarte important asta pentru noi? Pentru că am constatat în ultimii ani că, de fapt, fotbalul românesc în absența unor astfel de reguli, el de fapt nu aduce jucători de calitate în România. Dar dacă România ar fi fost Anglia, Belgia, Italia, în care în topul echipelor noastre să fi venit străini, nu mă gândesc la brazilieni, dar puteau să fie străini din Africa, din Asia, din spațiul estic, deci să fie adus străini cu calitate, noi nu am adus străini cu calitate. Noi aducem foarte mulți străini care sunt la un nivel de carieră destul de jos și la o vârstă înaintată. Suntem în campionatul care are cea mai mare rată de îmbătrânire. Se aduc străini de peste 30 de ani, care iau locul unora de ai noștri și care creează doar o pânză de bani pentru impresare. Asta este, de fapt, marea bătălie. Fotbalul românesc în sine a devenit un fotbal de descărcare și de învârtire a unor sume de bani pentru oameni care nu vor să promoveze această industrie, această instituție a noastră, în sine. Deci, o grămadă de oameni de pe planeta asta, inclusiv ai noștri, fac bani în fotbalul românesc, noi nu reușim să creștem cu fotbalul românesc pentru că acești uh, oameni stăpânesc pârghile. De asta e foarte important să aibă acces jucătorii români. Și a zis că sistemul nu te pedepsește, că asta ar fi contra regulilor europene, sistemul te premiază. Deci, dacă... Tu uh, ai mulți jucători de genul acesta, poți să primești mai mulți bani de la uh, federație, din fondurile acelea de solidaritate. Da? Dacă tu nu respecti regula asta, nu o să mai primești fonduri de solidaritate, le primesc alții. Și atunci, cred că toată lumea ar putea să fie interesată. Nu e obligatoriu, dar un antrenor va decide la momentul respectiv, în funcție de interesele clubului său, ce și cum se uh, poate face. Da, eu zic că... Uh, mie unuia îmi place uh, regula, uh, regula asta. Uh, apropo de uh, cazul Dorinel Munteanu, să știți, poate trebuia să adaug și asta. Similar, există un scandal în... Uh, uh, în Anglia ceva îngrozitor s-a întâmplat acolo și apropo să vedeți cum funcționează lumea asta cu principii. Există un antrenor de fotbal, de fotbal feminin, Jonathan Morgan se, se numește. El era la Sheffield United și brusc lumea fotbalului s-a despărțit complet de el în sensul în care și-a pierdut până și agenția de impresariere după ce s-a aflat că a fost într-o relație... Cu o jucătoare care uh, avea 17 ani la data începerii relației, el neagă, spunea că ar fi avut 18, dar oamenii de acolo au zis așa, domnule, s-au dus, s-au călcat niște bariere ca pe care societatea noastră trebuie să le mențină întregi. Omul acela era într-o poziție de încredere. Dacă face fapte rele, el nu mai poate fi un om de încredere în sistemul fotbalului de la noi și... Uh, Pur și simplu omul nu numai că a fost dat afară, dar și-a pierdut și posibilitatea de a munci în această zonă pe viitor. Și astea de fapt, principiile la care oamenii țin. Să avem grijă unii de alții și să ne respectăm copiii. Despre asta e vorba în chestiunea asta, chiar și în fotbal. Închid paranteza. Să deci văd dacă mai avem ceva timp astăzi, că am văzut două lucruri foarte foarte interesante și vă zic pe scurt. O analiză diatletic spune că toate am este pe locul 3 între echipele care pierde puncte din poziții câștigătoare. Adică ia o grămadă de goluri după minutul 90. Asta vrea să spună analiza asta. A pierdut 18 puncte. În zonă mai e doar Nottingham Forest, o echipă care s-a descurcat la fel de prost aici. Și oamenii comentează inclusiv despre aducerea lui Radu Drăgușin, că ăsta ar fi unul dintre motivele ca să betoneze apărarea aia în ultimele minute ale jocului. După cum ați văzut și în cazul lui Everton, unde spun ei, păi, Drăgușin cine a fost introdus în ultimele minute ca să întărească jocul la capa lui Tottenham, oh! acolo unde este uh, superioară Everton. Dar ar am mai înșel, cred că Everton este echipa care stăpânește cel mai bine aerul, dacă pot să-i zic așa, în prima ligă. Postecoglu a știut chestiunea asta, a intrat, uh, l-a băgat pe Drăgușin, n-a funcționat. Dar atenție, problema e mai gravă decât de Drăgușin, care a venit trei meciuri de trei meciuri. Uh, ei știu foarte clar că sunt o echipă care Ia goluri pe final de meci și aici trebuie să rezolve această chestiune. Zic că e important de știut și interesant pentru viitor. Asta înseamnă că Radu Drăgușin, cum s-ar spune pe la noi, are de mâncat o pâine. Și o constatare, am văzut zile astea câteva statistici, să vă zic așa la final. Stadionul Barcelonei Montjuic, unde se joacă, mă rog, meciurile astea cât timp se renovează cam nou, e cam gol. S-a uitat lumea așa la el și stadionul are vreo 50.000 de locuri, dar nu se umple mai niciodată. Barça avea acasă, a avut, o, a avut mediu 83.000 de de spectatori pe lună, pe, la fiecare meci, Acum are mult mai puțin și... Motivele sunt, uh, sunt, de fapt nemulțumirea uh, 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 celor care sunt abonați, socios să, să numesc ei, și am spun domnule, echipa nu joacă atât de bine încât să venim până la Montjuic să vedem ce să vedem. Sunt leneși, a spus la un moment dat unul dintre uh, suporteri. Vrem să vedem rezultate aici și asta nu e posibil. Dar altceva mi-a atras atenția. Sigur că asta e situația în care, care își va reveni o dată cu stadionul nou. Prețurile biletelor. Cel mai ieftin bilet la pă, Barcelona pe un an era undeva la 780 de lire, mă rog, 800 de euro să zicem pe acolo, pe un an de zile un abonament. În timp ce cel mai scump era cred că 1800-2000, poate, poate mai bine. Și am mai pe prețurile biletelor față de Anglia și îmi dau seama unde este de fapt marea problemă. Fotbalul spaniol este încă un fotbal al clasei... Uh, mijlocii, să spunem așa, un fotbal al normalității, un fotbal în care suporterii contează cu adevărat și nimeni nu le cere sume istovitoare de bani ca lucrurile să întâmple să meargă mai departe așa cum se cum întâmplă în Anglia. Și asta e foarte important de spus pentru că uh, pe ansamblu, deși pare că merge mai prost, totuși fotbalul spaniol este mult mai mult orientat către oameni și mai puțin către, către business. Și Ăsta e un punct la care trebuie să ne uităm cu atenție. Spor la treabă, vă doresc!